În apropierea sărbătorilor pascale, prețurile pentru carnea de miel au crescut considerabil în comparație cu prețurile afișate anul trecut. În 2021, prețul mielului în viu era de 15 lei pe kilogram, iar la carcasă ajungea până la 30 de lei, însemnând un preț dublu. Anul acesta, cumpărătorii ar trebui să se aștepte la prețuri mult mai mari, având în vedere scumpirea cerealelor. Și în magazine, un kilogram de pulpă sau spate de miel costă 60 de lei față de 30 de lei anul trecut. Mai sunt aproximativ 3 săptămâni până la Paște, însă în piețe carne de miel încă nu a apărut. Ieșenii o vor putea cumpăra începând cu ultima săptămână de dinaintea sărbătorii pascale sau o pot găsi și acum în supermarketuri cu un preț care variază între 40 și 60 de lei pe kilogram. În momentul în care va apărea și în piețe, prețul pentru un kilogram de carne de miel va fi mult mai mic. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor aplică măsuri specifice în favoarea sănătății cumpărătorilor. Toate circumscripțiile sanitare veterinare să aibă un program de lucru prelungit. Consumatorii, dacă au nevoie de să facă un examen de trichinoscop, dacă în piețe, dacă se va vinde carne de miel, atunci medicii noștri vor fi prezenți în piețele agroalimentare. În mediul online au început să apară anunțuri de vânzare a kilogramului de carne de miel tradițional românesc, iar prețurile încep de la 40 de lei. Însă nu întotdeauna realitatea coincide cu ceea ce scrie în anunțurile de pe internet. Nu mai am momentan. A, dar cu cât o dădeați? 40 de lei kilo. Carcasă sau viu? Carcasă. Controlele inspectorilor sanitari veterinari nu se vor realiza doar în piețe sau abatoare. Comercianții vor fi supuși verificărilor și în trafic. Au fost luate măsuri ca să se facă și controle în trafic împreună cu Inspectoratul de Poliție. De ce? Pentru că vor fi aduși miei și probabil și din zone de restricție, pentru că, după cum știm, avem pesta porcină africană care evoluează la nivelul județului Iași, da? Și va trebuie ca cei care vor să vândă miei să aibă o aprobare de la Direcția Sanitară Veterinară. Comercianții care nu vor respecta regulile impuse de Direcția Sanitară Veterinară riscă amenzi care pot ajunge și la 10.000 de lei.